Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău au derulat activități specifice în baza acțiunilor naționale, precum și în cadrul altor planuri proprii, la regimul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase. Cu ocazia acestor controle au fost constatate 71 de infracțiuni, cu 12 mai mult față de perioada de referință. În ceea ce privește regimul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, au fost constatate de 71 de infracțiuni, cu 12 mai mult decât în perioada de referință, 31 fiind infracțiuni pe linia combaterii braconajului cinegetic, 22 de infracțiuni la regimul materialului explosiv și 4 infracțiuni privind protecția mediului. Au fost aplicate 39 de sancțiuni contravenționale. Analiza indicatorilor statistici în domeniu evidențiază în continuare faptul că județul Buzău nu reprezintă o piață ilegală pentru operațiuni cu arme și muniții. Polițiștii susțin că fenomenul are un caracter izolat, cu manifestări simple, fără pericol social, nefiind înregistrate evenimente în care au fost folosite arme de foc.